exemplu pe bicicletă. Deci asta este o chestie care este inclusiv în competența autorităților publice locale pentru a încuraja mersul pe bicicletă, amenajarea acestei piste. Are directorarea, amenajarea străzii. Și multe așa. Da, domnule director, dacă tot ați vorbit de necesitatea curățării roților mașinilor la ieșirea din șantiere, câte sancțiuni știți că s-au dispus până în momentul de față vis-a-vis de acești șoferi de, sau proprietarii de mașini, de firme? La ce? La camioanele, betonierele care vin prin șantier, care ies din șantier. Deci aici, deci eu venim. Rămâne, răspunde doamna director, că e mesajul. Chiar vreau să concretez spusele domnului director. Garda Națională de Mediu, începând cu ianuarie de 2021, a dispus mai multe controle pe segmentul calitatea aerului. O primă circulară a fost îndreptată către operatorii economici, șantiere, cei care ard ilegal deșeurile și așa mai departe. Am făcut controle atât în luna ianuarie cât și în luna februarie. Controlele vor fi până la sfârșitul anului 2021. S-au dispus măsuri cu termen și totodată am aplicat și sancțiuni în ceea ce privește neconformitățile constatate. Chiar zilele trecute am verificat șantierul la intersecția bulevardului George Enescu cu Mihai Enescu. Și? Pentru amplasamentul respectiv nu am aplicat sancțiuni, pentru că puteți să observați și dumneavoastră și având în vedere calitatea, că stația de monitorizare a calității aerului este la mai puțin de 100 de metri, 200 cât aveți, nu a înregistrat modificări la... Dar ați dat sancțiuni pe roți nespălate? Am pus măsuri cu termen foarte mic. Da? Pentru sunt unele șantiere unde nu se poate monta acel covor special pentru curățat, dar mai mult ca sigur vom verifica și realizarea măsurilor. Au fost aplicate câteva sancțiuni, nu mi le-am notat ca să pot să le spun acum, dar pot să le transmit. Dar fermieri sancționați pentru că ies din câmpul tractoarele încărcate cu pământ, aveți? Nu. Este în zona fermierilor. Este atributul IPJ-ului, au fost, știți foarte bine, în cel puțin două sau chiar trei drumuri blocate anul trecut pe acest considerent. Au fost aplicate sancțiuni. Singura problemă este că ne dorim să fim cât mai repede informați în funcție de competența de administrare a drumului județene sau drumul național. În momentul în care avem